Mă iertați, doamnă, că n-am fost atent. Săracu băieț, cred că te grăbești, mă, tineri, mă. Tineretul din ziua de azi, numai așa, numai pe drumuri, stă toată ziua. De unde te grăbești tu așa, hă? Păi mă duc înspre muncă, mă duc la muncă, doamnă, mă duc la muncă. Păi și așa te duci tu, mă, băiete, așa goluți. Uite, faci totul la cur. Ui, bine, sunt îmbrăcat bine, sunt îmbrăcat bine. Ia fularul de aici, ia fularul ăsta. Ia că mai am eu, hai. Doamnă, eu sunt bine. Ia fularul, pune-l, cum îți spun eu. Aba nu, așa. Să învățat cu mine. Hai să vă auzi ce prezentabil ești. Mulțumesc, doamnă, dar nu trebuia. Bă, băiete, dar tu ai mâncat ceva? Că te văd așa de slab, vai de mini și de mini. Eu dacă te pun la soare, ești transparent. Așa era și răposatul meu. Doamne, Dumnezeu să-l odihnească, să nu-l mai întoarcă. Așa de slab era. Noroc că avea plombii la mășeale și pietri la rinichi, că altfel lua vânt pe sus. Ei, ești niște merindi, că le-am luat de la piață, sunt proaspete. Știi ce bune sunt niște portocali? Ia de la baba de aici. Ia mă, omule. Nu, doamne, că mănânc la cantină. Unde mai duci tu să mănânci la hoțomanii ăia? E de aici, cum îți spun că-s proaspete, sănătoc. Bine, dacă insistați, să rămână, na. Auzi, Dan, dacă tu stai așa în frig și să-i frig, n-ai vrea să vii la mine să te încălzească baba? De ce? Adică să te încălzeți, fii la mine, să te... Tu ai prietenă? N-am prietenă, de ce? Faci baba rost, te rezolvă, te rezolvă. Am o nepoată așa frumoasă care vreau să ți-o prezint neapărat. Ma, dacă e de nepoată, m-a speriat pentru o secundă. Vai, de mine mă gândeam la altele. A, da, sigur, dacă e de nepoată, nu-i problemă. Vii să ți-o prezint. Hai, cu... Știi ce frumoasă e nepoata asta? Așa frumoasă e nepoata așa mea. Te-ai plecat în Spania pentru 3 luni. Dar până atunci te încălzești, baba, te încălzești. Uitați portocalii înapoi. Mulțumesc frumos, dar nu, eu gata. Baba, iete, nu știi. Morcovul tânăr și găina bătrână face supa bună. Se vede că nu-i din vasul lui. Se vede. Alo, măi băiete, tu nu vezi pe unde merg? Ba da, văd, dar dumneavoastră ați intrat în mine, nu eu. Păi și dacă ai văzut de ce nu te-ai ferit? Ia zi, ce cauți tu aici, a? Ce cauți, ce faci? Ai ieșit să fumezi, ai? Nesimțitule, deși mi-o țigară că nu mai pot. Doamne, n-am să vă dau că nu fumez. Las că știu eu ce făceai. Ai venit la curva aia de la 2, unde îi rupe Savarina în două și ia o grămadă de bani și nu-și plătește întreținerea. Noi, sau și asociația de locatari, vrem să o dăm pe această individă afară, pentru care 12 milioane la întreținere. Bă, doamne, n-am treabă, nu știu, aștept un coleg. Ba, îți aștept un coleg. A, tu ești poponariut din ăla, poponar. Poponariut, nu? Bă, din cauza voastră nu mai merg lucrurile în țară. De asta nu mai ninge de sărbători, că vă futeți voi în cur. Nu pot să mă trag eu cu Sania, că vă trageți voi în cur. De asta intra Liviu la pușcărie. De asta nu mai avem noi pensii. Hoțule și poponarule. Hoțule. Doamnă, nu înțelegeți că n-am treabă. Aștept un coleg să mă duc la muncă. Da, și să nu mai trântiți ușa de la lift. Vă rog frumos, că noi, asociația, o plătim. Doamnă, dumneata n-a auzit că eu nu intru în bloc? Dar cu de ce mă certați? Te cert preventiv. Dumneata ai o ceartă standard pe care o aplici tuturor? Nu, la tine e mai personalizată că ești poporar și hoț. Hoțule! Doamnă, dumneavoastră nu înțelegeți că eu nu sunt... De ce mă faceți gay? Nu înțelegi că mi-mi plac femeile? Că-ți plac femeile! Îți plac femeile? Hoțomanule? Măi... Ha? Da, te văd că am dezbrăcat așa. Nu vrei să vii tu la mine să te încălzesc? Hai mă, că am și merindea ca să am luat de toate. Am și o nepoată frumoasă. Vreau să-ți fac puțin cunoștință cu ea. Hai, te rog, eu insist. Hai să ne împăcăm. Hai. Yes! Al treilea pe săptămâna asta.